Am așteptat de alt dimineață, măi, n-a venit niciunul, am făcut un brad afară, am făcut un brad înăuntru, am făcut un brad prin birou. L-a rugat pe moșu să vină lângă brăduță, ca voi, să stați de vorbă cu moșul, să spuneți ce dorințe aveți, da? Pentru că el a venit la primărie și după aia vine la voi acasă, da? Aveam câteva surprize pentru copilașii noștri mai mari. Mai mare, da? Da. Și haideți să luăm cu cei mai mici să începem, da? Moșu. Da, cu cei mai mici un pic. Bună vremi, bună seara, gazdă bună, gazdă mari, am venit cu vorbi buni după dar. Din străbunii, prin ameș și jer, cu papuși de șer, cu tocoțărit, am venit să facem murarii pentru fiecare viață, pistian, la mulți ani. Să vă și casa plină de belșug și de lumină, pâinea să și cât roata și casă. Papuși de șer, cu tocoțărit, am venit să facem murarii pentru fiecare viață, cristian, la mulți ani. Iar la anul când venim mai bogați să vă găsim, la mulți ani să aveți folos de nașterea lui Hristos. Prin ameș și jer, cu papuși de șer, cu tocoțărit, am venit să facem murarii pentru fiecare viață, peste ani, la mulți ani. Bravo, și la mulți ani! Bravo, copilași, bravo și la mulți ani! Hai, hai, următoare! Bună seara, bună seara, gazdalea! Să ne primește, ne primește în ta casă. Bună seara, bună seara, gazdalea! Să ne primește, ne primește în ta casă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, e Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. E Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii să dăm, dar noi să dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, doar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu prea ce-s pământ, prea ce-s pământ. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu prea ce-s pământ, prea ce-s pământ. Sara asta-i sara sfântă, sara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Sara asta-i sara sfântă, sara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă sănătoasă, să până la anul tot voioasă. Rămâi gazdă sănătoasă, până la anul tot voioasă. Când pornim acolinda, tu să nu-ți închizi poarta. Când pornim acolinda, tu să nu-ți închizi poarta.
te-am ocolit și cu drag tot-o-mi veni, tot-o-mi veni. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit și cu drag tot-o-mi veni, tot-o-mi veni. Bravo, 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 următorul, hai! O fiu pe la ferești, asta-i seara de Crăciun, cază bună acasă ești în seara de Crăciun. Că venim să colindăm, asta-i seara de Crăciun, și cu drag să îți urăm în seara de Crăciun. Leruile, leruile, lerui, doamnele, să pornim la colindat în seara de Crăciun. Că mântu-s seara cea sfântă, asta-i seara de Crăciun, și-n colin zile se cântă seara de Crăciun. Lerui, ler, lerui, ler, lerui, Doamne, ler. Lerui, ler, lerui, ler, lerui, Doamne, ler. Noi cu drag la toți venim, asta-i seara de Crăciun, nașterea să o vestim în seara de Crăciun. Că ne gață colăcuți, asta-i seara de Crăciun, pentru mari și cei micuți în seara de Crăciun. Lerui, ler, lerui, ler, lerui, Doamne, ler. Lerui, ler, lerui, ler, lerui, Doamne, ler. Bravo, bravo! Sub fereastră la om bun, ne-o ajuns Sfântul Crăciun. C-am venit să colindăm lerului domn, veste mare să purtăm. Să le spunem tuturor lerului domn, că avem Mântuitor. Preaslăvitul împărat la pământ o cugetat și-o luat a noastră firelerului domn, să ne aducă mântuire. Și-o venit cocornicuț lerului domn și adorme-n legănuți. Domnul Sfânt când s-o îndrupat, n-o ales vreun neam bogat, n-o vrut fala regilor lerului domn, o vrut ieslea vitelor. N-o vrut și este nici putere lerului domn, și a mai ci mângâiere. Am cântat și am colindat, anță noi n-am mulat. Bazdaleață de sucuf, am vom pune tăvălug. A căiuci cei frumos, se punem o tot cei goși, să le dăm apă curată ca la bazdaleață. O spațiile vor veni, tale vor veceli, că locul ce a luat e de-un pun de semănat. De puanul care vine, te-a luat și te-a putine. Aule, zugă la ea mai mânați, măi, hăi, hăi! Bravo, bravo, bravo! Hai și te-am fac chestia. Hai, următorul. Cine mai vine? Eu. Hai! La care? Stai, frumosul. La poartă la Ștefan vodă lerului domnului, boierii s-au strâns la vorbă. Dar vorba de cine este lerului domnului, de Iisus născut în iesle. Însă Ștefan domn cel sfânt lerului domnului de la ruga auzind,
Pe boierii ce vorbeau, lerul lui Domnului și pe Domnul proslăveau. El pe dată s-a plecat, lerul lui Domnului cu boierii s-a închinat. Și cu glasul de supus, lerul lui Domnului a slăvit pe Domn Iisus. A slăvit pe Domn Iisus. Bravo, bravo! Bravo! Copim! Hai, următorul, Carmen! Hai, mai cu curajă, așa, frumos. Un bit de spui și tu ești? Pita, pita nene, da? Pita Grecolinda, toată nimeni, nu. Am sănătate, nu mai bine, mult noroc și la mulți ani. Mulțumim frumos, bun, bravo. Mulțumim! Hai, următorul. Hai! Mă scrie ce-mi visez la tine, de un an întreg te aștept. Știu că am învățat mai bine, sunt cu minte și deștept. Pe părinți ascult de acum și nu-l supăi pe vecin. Nu mă întreg deloc cu gluma, ce în cer mei eu te-i min. Nu ce-i dulciuinte mese și nu sunt dezordonat. Moș Crăciun ce doi îmi este, tot anul te-am așteptat. Bravo! Bravo, bravo! Hai, următoare! Pe drum numai colindător, cu steaua mii de culori și pe la case din ajun umblă iubitul Moș Crăciun. Niciodată Moș Crăciun nu uită copilul bun. Bravo! Bravo! Hai, următorul! Hai! Hai, care mai vrea? Hai! Hai, scris-o, băieți, Eu sunt fugul frucăuz, vese ca în spirituș, și plutesc, plutesc, și nu vrea să mă topesc. Bravo! 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 Haideți! Hai cu curaj, că toți știți câte ceva! Hai! Dacă n-aveți curaj... Nu pleci copii, să facem o poză de grup. Da, dar să nu pleci copii. Moș Crăciun. Anunț la microfon, să nu pleci copii, să facem o poză de grup la brad la urmă cu Moș Crăciun. Nu pleci copii. Operația nu pleacă, să facem o poză. Hai, ce poezie. Să dai. Eu n-am zis. Hai, hai, hai. Da, e sam. Acum, moșule, noi avem o trupă de băieți faini, muncitori, care, începători fiind, vin acasă cu diplome, cu... și foarte mulți dintre ei, chiar mai mici, au un întreg palmares. Aș începe așa, primul, cu dragul nostru campion Edi Mușat, care în fiecare an e alături de Moșu, în parcul primăriei. Edi, îți dorim să ai un an bun, cu multe, multe, multe premii, să fii sănătos și să nu uiți unde ai plecat. Primăria și Consiliul Local
la sfârșit de an, am hotărât așa. Un cadou mic, dar eu cred cât va fi de folos, de 2000 de lei, da? Doamne ajută și dacă vrei și transmis ceva copiilor din Baia, cu mare drag, da? Eu vreau să gând și o colindă, dar nu prea știu, dar dacă vreau moșul, îmi vin la moșul Paric. Da? Să faci ceva reviză. Super! Sper că nu refuz pachetul nostru de dulciuri, da? Doamne ajută! Doamne ajută și vezi că după tine ai foarte mulți copii care muncesc, tu ești un exemplu pentru ei și noi ne bucurăm foarte mult. Chiar dacă toată lumea a zis, domnule, dar în sala de sport la Baia, box, 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 ia uite că se poate și avem foarte mulți copilași care iau drumul tău și chiar doi dintre ei vor merge la Brăila, da? Acum voi mă colindați pe moșu sau n-aveți puteri că veniți deja de la un meci? Da? Așa, bărbață. E vorba de colindă și de cântat mai puțin, da? Fetele, voi susține, da? Da. Cine moșu? Atunci veniți după pachete. Hai, echipa de box, hai! Tu ești o MC, da? Felicitări, Sarea, Ioane, la fel, da? Și vă mai văd eu, că-mi pare rău că nu m-am apucat. Și mulțumesc că ați venit și mi-ai colindat. Un pădure, fân și floare, piesle jos, s-a născut copil soare, frum, frumos, dar în casa ta vecine n-ai un pat cum se cuvine, să se nască și la tine, să se nască și la tine. Și tu nu.
pe rând. Hai creștine la ferestre, haide să ne dai de veste, că-i aici la tine-n iesle, că-i aici la tine-n iesle, pruncul sfânt. Hai creștine la ferestre, haide să ne dai de veste, s-a născut la tine-n iesle, s-a născut la tine-n iesle, pruncul sfânt. Brava, mulțumesc frumos! Petri, voi mai stați un pic cu mine, da? Că vorba aia, sunteți cel mai tare, da? Răje și, deci, la baia, formația noastră e în top acum. Eu aș vrea să vă prezint iarăși un băiat, care la fel este campion, este de la noi. Îl știți și dumneavoastră foarte mult, da? Deci, dumneavoastră. Lihor Ioan, eu aș dori să tu câți ani ai? Și ia uite ce diplomă frumoasă, ce medalie frumoasă are. Am 13 ani. Da. Eu da. Sunt mică. Campion? Național. Bravo, la? La Bacău, campionat național de armă. Tradițional. Doamne ajută! La fel primăria și consiliul local a pregătit pentru tine un premiu, un premiu frumos. Noi îți dorim multă sănătate, putere de muncă și la cât mai multe medale. Un premiu care poți să-l ridici de la noi la primărie mâine dimineață, da? De 400 de lei. Fetele, îți dăm pachetel, moșu. Da, ia să vedem care sunt susținători. Cu bunicul, nu? Eu. Hai, fetele, aplaudați-o, fiți foarte frumoase, da? Doamne ajută, Doamne ajută. Mai colindăm ceva? Sfânta Maica lui Iisus rătăcește-n jos și-n sus, ca de loc să odinească pe Domnul Iisus să-l nască, la un bloc cu frunza deasă jos pe pajiște se lasă. Locul frunza ședina, Maica locul nu-și afla, locule fi blestemat și de Domnul și de mine, și de Fiul care vine, și de Fiul care vine. Frunza ta să nu stea loc nici pe soare, nici pe lună, ca bătută de furtună, ca bătută de furtună. La un braj de păi sosește, jos în iesle poposește, caii suflă apuresc, pe Maica Sfântă o încălzesc. Supărată Maica Sfântă din graiasele cuvântă, supărată Maica Sfântă din graiasele cuvântă. Cailor fiți blestemați și de Domnul și de mine, și de Fiul care vine, și de Fiul care vine. Voi n-aveți, n-aveți pasas, la mâncare n-aveți sas. Voi n-aveți, n-aveți popas, la mâncare n-aveți sas. La un braj de voi sosește, jos în iesle poposește, voi suflă apuresc, pe Maica Sfântă o încălzesc. Liniștită Maica Sfântă din graiaspele cuvântă, liniștită Maica Sfântă din graiaspele cuvântă. Boilor fiți lăudați și de Domnul și de mine, și de Fiul care vine.
fiul care vine. Voi la mesa aveți paslin, la mâncare stați de plin. Voi un ceas ca să mâncați și un ceas să rumegați. Busuioc verde pe masă, rămâi gază sănătoasă. La anul iar să venim, sănătoși să vă găsim. La anul iar să venim, sănătoși să vă găsim. Mulțumim frumos! Așteptăm numai zile de-astea sfinte. Acum, aș vrea să vă mai spun. Noi mai avem două fete frumoase, la fel medaliate, cunoscute. Cred că dumneavoastră știți despre cine este vorba. Două canotoare. Unu. Despre cine e vorba? Magdalena Rusu. Magdalena Rusu, care la fel, această fată de aur a noastră, ne face cinste oriunde ar merge. Noi îi transmitem ca și anul care vine să-i aducă multe medale, să fie sănătoasă și să vină cu drag acasă. La fel, primăria și Consiliul Local i-am pregătit un cadou, pentru că este un copil plecat de la noi și vine cu mare drag la Baia. Și vă dați seama că Baia merge împreună cu ea peste tot. Deci un premiu de 2000 de lei și ei. Și mai avem o fată de la Bogata, Todirica Andreea, care a fost la noi astă vară, a stat acasă până aseară și astăzi a fost nevoită să plece. Ne transmite și ea, la rândul ei, multă sănătate, iar eu țin neapărat ca acest copii să fie cunoscuți în primul rând de noi și după aia de toată lumea, pentru că ei de fapt să fac cunoscuți. Și la fel avem un premiu și pentru ea, un copil frumos, plecat din Bogata, fără mari posibilități și uitați că se poate și de la noi. La fel un premiu de 2000 de lei. Eu vă mulțumesc tare mult, dragi copilași, în fiecare an vă aștept, voi sunteți inima comunei noastre, viitorul de mâine și aș vrea ca împreună cu voi să le transmitem tuturor consătenilor noștri din Baia și din Bogata multă sănătate, sărbători cu bine, iar celor care sunt plecați în lumea întreagă, le spunem la fel, multă sănătate, îi așteptăm cu mare drag acasă. Eu încerc să dezvolt comuna ca ei să se întoarcă cu mai mult drag acasă, iar împreună cu voi să le transmitem un călduros și din suflet la mulți ani. Hai! 1, 2, 3! La mulți ani! Bravo! Mulțumesc din suflet eu că ați venit și m-ați colindat. Haideți, mai aveți o colindă să răsuni Baia sau nu mai aveți? În saul de dobitoace, florile de măru, maica nu-și găsește pace, flori de măru. Norocul i s-o împlinit, florile de măru, și pe paie o născut, flori de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, ne cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. În noaptea rece de iarnă, florile de măru, maica Domnului sărmana, flor de măru. N-are scutec de fășat, florile de măru, nici leagăn de legănat, flor de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. Maica Domnului oftează florile de
bucurează flori de măru. Și îi cântă cât de plin florile de măru. Slavă pruncului divin, flori de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăbim, Iisus, bine ai venit. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăbim, Iisus, bine ai venit. Bravo! Mulțumim frumos! Fericit! Doamne, ajută și vouă la fel! Avem aici un consilier cu tatăl vechi care ar vrea să transmite și dumnealui ceva. Bună seara! Alo! Bună seara, dragi copilași și nepoței! Sunt foarte bucuros și mulțumit când vă văd cu toții că vreți să vă afirmați talentele voastre. Eu vă spun din partea mea, sunt consilier la primăria Baia, cel mai în vârstă consilier, dar nu am somn să stau acasă și am vrut să vin în mijlocul dumneavoastră. Din partea mea și a Consiliului Local, vă urez multă sănătate, sărbători fericite, să vă dea Domnul tot ce doriți. Numai de bine! La mulți ani!